Salutare și bine ați venit! Astăzi vom vedea cum putem polișa stopurile unei mașini care, deși nu primesc prea multă atenție, cu siguranță merită făcute să arate la fel de bine ca și farurile. Înainte să începem, v-aș fi recunoscător dacă ați luat în considerare să apăsați butonul de subscribe, clopoțelul și butonul de like în cazul în care aceste informații vă sunt de folos. Haideți să începem! După cum ați văzut și în intro, aceste stopuri sunt într-o stare destul de proastă, însă niciodată niciun stop nu va fi într-o stare avansată de degradare, asemenea unui far. Motivul este destul de simplu, farurile fiind în fața mașinii, vor primi întotdeauna cele mai grele lovituri, întotdeauna vor fi în bătaia soarelui, în bătaia pietricelelor și a tuturor contaminanților externi. În mod normal, zgârieturile care se vor găsi pe un stop vor fi mult mai puțin agresive decât cele care se vor găsi pe un far. Din acest motiv, rare ori este nevoie de folosirea hârtiei abrazive pentru polișul unui stop. Vom începe, ca de obicei, să mascăm zonele pe care nu dorim să le polișăm. Aceasta este o mașină din 2003, însă mașinile mai noi au stopurile mai înguste, ceea ce nu ne va permite să folosim o mașină de polișat cu padul de 5-5. Acesta este motivul pentru care am împărțit stopul în 3 zone. Zona aceasta o vom lăsa nepolișată. Aici vom folosi un pad de 5-5, o mașină normală de polișat. Iar aici vom folosi un adaptor. Voi pune acum o poză cu el. Este un adaptor de la 3M, se poate adapta unei bor mașini, care poate fi folosit pentru a polișa acele stopuri despre care vă spuneam, care sunt mult mai înguste, iar cu un pad de 5-5 nu vom putea să polișăm eficient acele stopuri datorită dimensiunilor. Așadar, aici voi folosi adaptorul pentru bor mașină, iar aici voi folosi padul de 5-5. Bineînțeles, cu adaptorul acesta putem face întregul far, fără a mai fi nevoie să achiziționăm o mașină de polișat. Vom folosi pasta abrazivă de la 3M, Fast Cut Plus. Voi folosi un pad din lână de la Rupes. Are o putere mare de tăiere. Am pus o cantitate mai mare de pasta abrazivă pentru a acoperi întreaga suprafață a padului. Vom șterge cu o lavetă curată din microfibră. După cum putem vedea, arată de foarte multe ori mai bine. La fel putem repeta operațiunea de câte ori credem că este nevoie pentru a obține rezultatul dorit. Eu voi mai repeta o dată operațiunea. În partea de sus, după cum v-am spus, voi folosi acest atașament de la 3M. Voi folosi aceeași pastă abrazivă pentru a vedea dacă există diferențe între rezultatul pe care îl obținem cu acest atașament și rezultatul pe care l-am obținut cu mașina de polișat.
Și aici, ca și aici, mult mai bine decât era la început, însă voi mai repeta o dată operațiunea pentru un rezultat și mai bun. Voi aduce camera mai aproape. Așa arată partea nepolișată a stopului. Și așa arată partea polișată a stopului. Stopul nostru arată de multe ori mai bine. Pentru pasta de finish voi folosi Menzerna Final Finish 3000. Are o putere mai mică de tăiere, adică nu va mai produce zgârieturi, ci le va îndepărta doar pe cele produse de pasta abrazivă, dar un foarte mare luciu. Pentru pasta de finish voi folosi un pad albastru. Este foarte moale, cu putere foarte mică de tăiere. Pe noi ne interesează doar să îndepărtăm zgârieturile produse de pasta abrazivă. La fel și pentru acest adaptor, voi folosi un pad cu putere medie de tăiere de la CarPro. Este mult mai moale, cu putere mult mai mică de tăiere decât cel de la 3M. Voi aplica și aici câteva picături de pastă de finish. Topul nostru este acum gata. Ca ultim pas, îi vom aplica o protecție, fie ea sealant sau protecție ceramică, chiar și folie. În cazul acesta vom aplica Power Lock de la Menzerna, este un sealant. Îl putem aplica cu un pad aplicator manual sau la fel cu un pad pentru mașina de polișat, de asemenea roșu sau negru. Cu putere 0 de tăiere, este doar un pad aplicator. Eu nu voi aplica însă acum protecția, pentru că va trebui să polișez și restul stopului, după care voi aplica protecția. Voi dezlipi acum banda de mascare pentru a vedea rezultatele. Partea nepolișată, partea polișată, aici este locul unde a fost delimitarea dintre cele două metode, din nou partea polișată, partea nepolișată. Diferența este foarte clară, foarte simplu, foarte rapid, fără a fi nevoit să folosim hârtie abrazivă. După cum v-am spus, nu este nevoie nici să achiziționați o mașină de polișat. Puteți folosi doar acel kit pentru poliș de la 3M. Costă undeva în jur de 120 sau 150 de lei. Vă puteți face cu el atât farurile cât și stopurile.
În interiorul pachetului de la 3M veți găsi și discuri abrazive și pastă abrazivă, deci kitul vine complet echipat. Aș vrea să aud și părerea voastră despre polișarea stopurilor în comentarii. Asta a fost tot și pentru astăzi. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!